Ăsta care și au citit scrisorile împreună, și-au pus două pahare de suc și au ieșit afară pe terasă, au citit scrisorile. Când s-au întors, erau ok. În timp ce Maria cita, Antonio îi mai arăta câte ceva, ce probabil i s-a părut lui mai interesant. Erau ok, au ieșit, au venit de la, dinspre terasă, pentru că au primit și ei un pachet și mergeau să ia pachetul respectiv. Vă spuneam că mi s-au părut că erau ok. Maria chiar l-a pupat pe Antonio, se țineau de mână. Gata, de acum chiar sunt ok. Vă rog din suflet să nu trimiteți. Am văzut pe Facebook tot felul de postări cum că susținătorii, nu știu cui, trimit mesaje familiei lui Antonio. Vă rog din suflet să nu faceți. Ce naibii înseamnă asta? Nici cel mai mic gând. Pentru că nu ar face decât să-i afecteze pe ei. Adică care-i treaba? Fiecare e liber să gândească ce vrea. Important este că deciziile sunt la ei și ei își controlează viața și ei decid ce este mai bine sau nu pentru ei. Deci punct. Vă rog din suflet să nu faceți asta. Chiar n-ar fi ok pentru nimeni.